Detașamentul de pompieri Zalău din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj a fost solicitat să intervină în această dupămasă pentru a stinge un incendiu izbucnit la o mașină din garajul unei locuințe particulare de pe strada Gheorghe Doja din municipiul Zalău. Cauza probabilă de incendiu a fost efectul termic al unei sobe lăsate aprinse nesupravegheate. Au ars o parte din autoturism, motorul și bordul și o parte din garaj. Din fericire, pompierii militari au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să se extindă la garajul învecinat și la anexele din imediată apropiere.